Danuț Lupo a fost ieri arestat. Dumneavoastră a spus că vreți să-l angajați la FCSB. Da. 21 de zile, după 21 de zile, îi dă regimul. O să fie regimul deschis, că n-are cum să-i dea altul regim. O să pun cerere, că n-ai voie să ceri Lupo, adică să zici, vreau să angajez la mine la FCSB un jucător care este el fotbalist, care cu tare, care nu știu ce, care a fost fotbalist, care a câștigat campionatul, care de-astea așa, știi? Ce post va avea? V-ați gândit? Și-o taie frunză la câini pe acolo. Ce să fac? Păi da, mă, da, tot așa a venit unul la mine, a venit de la ANP, de la București, la Constanța. Și domnule, ce ai tu o cârpă? Eu am dat cu cârpa în față. Pleacă mă ia cârpă de aici, o zici, pe care pun eu, ce fac, șterg eu cârpă? Păi da, vine ăla de la ANP, adjuncul, nu știu, un mic movilă, nu m-a țimit. Păi ăsta cine mă ăsta? Păi dacă vine mă vede pe mine, trebuie să-i dea mâna cu mine, mai se spală pe mâini, cum să șterg eu? Păi eu șterg, o să zici pe cali, bă, eu dau lui, lui ANP-ul, să șteargă eu, pun în față lui cârpa, să șteargă el, ANP-ul, de milițian. Așa o să-l lăsați pe Danuț Lupo? Păi da, cum, să facă ce vrea pe acolo, cumva, zgare treaba, ce? Păi ce mă trebuie să-i distrugem la pușcărie? Păi ce el e condamnat, e condamnat, vezi, doamne, de educație. Cei condamnați, stai bă, că te țin la pușcărie, nu mai dau voie să faci nimic ca te distrug, mai cum fac ei, criminalii. Las că o să facă o lege, o să vedeți, care o să fie obligați oamenii fără infracțiuni violente, ești obligat, tu, pușcărie, milițian, criminal, 25 de zile, spune legea, îl scoți afară. 25 de zile până afară, 30 de zile până afară, cum spune legea. Și ești obligat să îi le dai, nu că stă omul câte 5 ani la pușcărie, nu-și vede copiii, nu-și vede nevasta, de îl face ca animalul, criminalii. O să vedeți voi.